astăzi, în afară sărbătorim această Valeahu, e un festival al Valeriei Pestrițe, marcăm aici la Toderești și centenarul Marii Uniri, moment deosebit de important în istoria poporului român. Am parcurs și eu monografia Comunii Toderești, a satelor din jur și în afară de istoria veche, am văzut că de aici au plecat foarte multe personalități. Mare parte din ele sunt astăzi aici. Sigur, m-am bucurat, circulând prin Suceava, văzând strada Vasile Cumbacu și am aflat că acest poet, prietenul de copilărie și o veți întregi ce află poezie românești, este din această localitate. Parcurgând și orea de zi, am văzut că astăzi aveți un eveniment important. Mulți din fiii satului, nu numai, vor fi făcuți astăzi, vor acorda distincția de cetățean de onoare. O parte din dumneavoastră vă cunosc, ați marcat economic, social, zona, plaiilor Suceveni și la nivelul întregii țări, dar două persoane le cunosc într-adevăr mai mult. Încep cu domnul deputat, fost primar al Pașcanului, domnul doctor Crăciunescu și mai ales pe Sfântul Orac, că se adresează cu prietenul meu, domnul Viorel Nuțu, un om care în mărinimia sa a ajutat multe localități, sigur, aici în comună, și mă mândresc și eu cu dumnealui și vă fericit pe toți. Primarul comunei Todirești, Vasile Avram, a considerat că anul centenarului este un bun prilej de a identifica personalitățile din comuna Todirești și a le aduce un omagiu, acordându-le titlul de cetățen de onoare. Nu au fost asemenea festivaluri la noi sau motive și în urma dezbaterii comitetului compus din doamne și domnii profesori, ne-am uitat de-a lungul anilor și cu parcursul a mai multor ani, începând din 2000 încoace, s-au făcut propuneri pentru acordarea titlului de cetățean de onoare. Începând din anul 2000, 3 persoane pe 2000, 4 pe 2001 și până acum, până în anul în care ne aflăm. Și datorită împlinirii a 100 de ani de la Marea Uniri, noi cu sprijinul și tot cu Consiliul Local al Comunii Todirești suntem mândri și onorați de a acorda titlul de cetățean de onoare unor personalități din comuna noastră. Acum când vorbește primarul. Se acordă titlul de cetățean de onoare domnului profesor Bocancea Mihai. Domnul profesor pe care îl invit să domnul profesor Bocancea Mihai a funcționat timp de 45 de ani în învățământ la școlile din Pădire și Părhăuți, din care 25 de ani a îndeplinit funcția de director. A obținut gradul întâi, a primit titlul de profesor evidențiat în 1977, de două ori gradația de merit, iar la pensionare în anul 2007 a fost distins cu diploma de excelență a Ministerului Educației și Învățământului. A realizat un învățământ de calitate, dovadă sunt un număr mare de personalități ridicate cu a sa contribuție pentru comuna Todirești din perioada când a fost profesor. Împreună cu soția, Bocancea Maria și alți colaboratori, au scris 8 cărți, monografii, colegeri și biografii. Două sunt apreciate cu diploma și crucea de argint a societății Ștefan cel Mare, iar alte două cu premiul Fundației Culturale Bucovina. Având în vedere întreaga sa activitate și contribuția adusă la dezvoltarea vieții didactice, culturale și spirituale din comuna Todirești, Consiliul Local al Comunii Todirești acordă titlul de cetățean de onoare domnul profesor Bocancea Mihai. Se acordă titlul de cetățean de onoare domnului profesor Goian Dorin. Fotbalistul Dorin Goian, cu care ne mândrim, a fost jucătorul de succes al următoarelor echipe: Forestra Fălticeni, Steaua București, Palermo, Italia, Glasgow, Rangers, Scoția, Asteras, Tripolis, Grecia, știam de să
cu echipele enumerate mai sus, a obținut mai multe titluri naționale și clasări pe poziții fruntașe în campionatele din țările respective. În perioada 2005-2015, Dorin Goian a fost jucător de bază al echipei naționale a României în 62 de meciuri internaționale și, deși a fost un foarte bun apărător, a reușit să înscrie 5 goluri pentru naționale. Din anul 2012 a urmat cursurile de antrenor de fotbal, astfel în 2012 antrenor de licență C, în 2016 antrenor de licență B și în prezent urmează cursurile de antrenor pentru licența A. Dorin Goian nu a uitat frumoasele Plaiuri Bucovinene, unde s-a născut și s-a reîntors în prezent fiind antrenor al echipei de fotbal CSM Bucovina din Rădăuți. Având în vedere întreaga sa activitate și contribuția adusă la dezvoltarea vieții didactice și sportive a Comunei Tădirești, Consiliul Local al Comunei Tădirești acordă titlul de cetățean de onoare domnului Dorin Goian. Mai întâi s-au acordat 7 titluri de cetățean de onoare post-mortem învățătorului Ioan Rachieru, profesorului Ioan Nistor, profesorului Vasile Bumbac, comandorului Dumitru Bălan, profesorului universitar dr. Ilie Turculeț și profesorului universitar M. Dragoș. 30 de personalități în viață din Comuna Tădirești au fost premiate de către administrația locală. Este vorba despre profesorul Mihai Bocancea, generalul Dumitru Seserman, criticul literar Adrian Dinu Rachieru, contraamiralul Eugen Laurean, inginerul Viorel Nuțu, inginerul Petru Tabarcea, profesorul universitar dr. Petru Ghervan, ex-deputatul Grigore Crăciunescu, profesorul dr. Lăcrămioara Cocârlă, doctorul inginer Duțu Haralambie, jurnalistul Vasile Bădăluță, profesorul dr. Mugur Andronic, colonelul Dănuț Grosu, profesorul universitar dr. Vasile Zvanciuc, profesorul Nicolae Cureliuc, juristul Eva Constantinescu, profesorul Vasile Butnar, profesorul Rodica Mureșan, colonelul George Rodinciuc, învățătorul Gheorghe Seserman, profesorul dr. Lazar Tipa, colonelul Gavril Sânduță, antrenorul Dorin Goian, doctorul inginer Nicușor Butnaru, colonelul Constantin Moștoflei, profesorul Nicolae Mateiciuc, conferențiar universitar dr. Ana Leahu, cercetător dr. Ioan Ignătescu, profesor Ioan Pânzar și învățător Doru Luchian.